Viorelli s-a făcut infarct. Cum se simte în aceste momente fostul primar? Viorelli s-a ajuns de urgență la spital. Partenerul de viață al oanei Li s-a făcut infarct. Așadar, a ajuns de urgență pe mâinile cadrelor medicale de specialitate. Iată cum se simte în aceste momente Viorellis? bineînțeles, partenera sa de viață, Oana Lis, este aproape în fiecare moment și are grijă ca soțul ei să nu fie cu moralul la pământ. Mai mult decât atât, Viorel s ar fi fost operat, din cauza problemelor de sănătate. Viorel de urgență la spital și luna trecută. Luna trecută, pe data de 10 februarie, Viorel s a ajuns iar la spital fostul primar al capitalei a trecut prin momente crâncene, din cauza unei arsuri în zona piciorului. Pe atunci, partenerul de viață al Oanei Lis s-a atins cu picioarele de un calorifer extrem de fierbinte, însă s-a recuperat, din fericire, într-un timp foarte scurt. Am probleme de sănătate, cum să spun. Nu mai simt picioarele. Aveam un calorifer, încălzeam și fără să vreau m-am atins de calorifer cu picioarele, dar nu am simțit și atunci s-au ars, s-au făcut bășici mari. Mi-a și trecut aproape, a mărturisit Viorelli în exclusivitate pentru antena Stars pe atunci.